Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii noastre, Sinteza Săptămânii. Astăzi o să avem subiecte incitante. De obicei, noi aici avem subiecte interesante, dar de data asta o să încercăm să punem degetul pe rană, pentru că unele lucruri încep să scape de sub control. M-aș referi în principal la un tip de dezinformare care e cumva colportat pe în toate mediile și care la un moment dat nu ne lasă să trăim, să ne trăim viața cum ar trebui așa. I-am invitat în studio pe domnii Silviu Gurlui, profesor universitar la Facultatea de Fizică a Universității Ioan Alexandru Ancuza și domnul Dionisie Lefter, un coleg de-a nostru, analist economic, dar și politic, după necesități, domnule Lefter, nu? Adică după ce se ivește, exact. Da? Eu aș vrea să supunem atenției telespectatorilor noștri câteva subiecte, dar în primul rând, poate ar trebui să începem cu această problemă care ne afectează pe toți, da? Și anume aceste zvonuri care, până la urmă, se ajung într-un stadiu de știre chiar să fie dat de anumite canale media, zvonuri de-astea care, până la urmă, se dovedesc a fi numai că sunt neadevărate, dar și provoacă panică și, de altfel, noi ne-am cam obișnuit de câțiva ani buni, nu? Cu această frică inspirată de diversi comentatori, diverse cercuri, diverse organizații mondiale chiar, nu? Începem dezbaterea. Să facem așa o dezbatere, da, generală cu caracter... Da, eu m-aș referi în principal, uitați-vă aici. Eu v-aș da ca exemplu, așa, domnul profesor Gurlui s-a urcat în mașină și s-a dus să verifice dacă într-adevăr e holeră la mare, pentru că se urla peste tot că e holeră, vine din Ucraina. În fiecare zi suntem pisați cu faptul că centrala Zaporojie s-au pus mine, grenade și o să explodeze și o să ne iradieze pe toți. Nu mai vorbesc și de ultima ispravă, și anume vacile cu antrax chiar aici la noi, la Iași, s-au făcut, am citit în ziar astăzi că s-au făcut, am citit deci în niște, sunt canale și canale de informare, da? Deci acum am citit într-un canal care știe meserie și care a rezolvat această problemă, acest semn de întrebare, spunându-ne că s-au făcut analize și nu e vorba de niciun antrax. A fost așa o chestiune aruncată aiurea de niște cetățeni plătiți din banii noștri, da, până la urmă. Eu am să încerc să comentez subiectul ăsta așa din punctul de vedere a unui cetățean responsabil cu oarece experiență de viață și care poate să discernă în anumite, să zic eu, aspecte sau probleme care poate să apară de-a lungul unor perioade de timp. Poate un specialist în domeniul jurnalistic ar trebui să aibă explicații mai, să zic eu, mai analitice, mai corecte și mai clare privind modul cum se folosește informația, cum poate fi manipulată, care este efectul asupra populației și de informația ce... Informația e ca o ființă umană, se naște, trăiește și moare. Da, dar atât timp cât trăiește poate să creeze mari probleme. Acum, legat de, cum să spun eu, această dezagrerea de acum a populației în general. Nu ne mai convin știrile care le vedem prin intermediul mijloacelor de mass media care pur și simplu duc la o panică generală, parcă este intenționată această stare. Nu mai există știri pozitive. De exemplu, acum dacă cred că o televiziune are și cu știri pozitive... Mai sunt, dar sigur, da, după caz, așa. Programele și nu s-ar mai uita nimeni la ele, pentru că știrile astea negative au ajuns să fie ca un drog aproape. Deci lumea vrea să vadă ce nenorociri s-a mai întâmplat și parcă simte o satisfacție din situația asta. Ideea este că noi, cel puțin în anumite perioade de timp, înainte de 89, noi nu am avut o astfel de
să zic eu, varietate de informații și mai ales de genul acesta. Ne proteja partidul. De... erau controlate foarte bine. Deci au prinsita cenzorilor. Dar nu trebuie să uităm că totuși în istoria omenirii, când a apărut jurnalistica asta și aproape la nivel de știință, nivel de profesie, deci s-au generat și crize economice. Am citit undeva cum s-a generat criza din 1933, de exemplu, în Statele Unite. A plecat pur și simplu la niște anunțuri în ziar. Pur și simplu au căzut... Niște anunțuri din ziar nu puteau. A fost un mecanism întreg care a dus la... care a declanșat... Dar, într-adevăr, fitilul uneori poate să fie ăsta. Starea acută, când poate lucrurile în liniște s-ar și cu discernământ s-ar fi putut rezolva mult mai... Dar să știți, mă scuzați, dacă nu era ziarul și nu erau știrile din ziar, era telefonul fără fir. Adică lumea afla că ceva se întâmplă, se buluceau toți la bancă și scoteau bani. De ajuns să vezi 10 oameni la bancă când treci pe acolo, că se bulucesc, cât te pui și tu la coadă. Efectul nu este același atunci când... Pentru că acum lumea, dacă îl întreb de unde știi, păi scrie la ziar, la bine, la televizor. Sigur, acum are... Deci acum lucrurile astea sunt un reper. Așa, acum, deci... Dar eu n-aș vrea să cum să spun, să acuzăm exclusiv media. Nu, că n-acuz media, dar media manipulează, că face să aibă, cum să spun, să, există, de exemplu, organism național, acest CNA, nu? Da, care da, supraveghează audio-vizual, da. Păi, care ar trebui să ar putea să impună... Noi funcționăm după o lege, exact, care este legea CNA-ului. Care ar putea să impună standarde, domnule. Păi sunt impuse standarde. În care spui, ai și știri din alea, ai și știri din alea, abordezi și aspectele alea, să existe un echilibru și să nu existe devieri din astea. Că, domnule, că există standarde, există o legislație care e destul de dură, să știți, nu e voie... orice să dai pe post și nu că nu e voie orice, da, e chiar foarte bine. Dar și cei care intră în păcat, sunt destui, sunt sancționați. Ați văzut, se dau amenzi, sunt puși să scrie, să facă, să dreagă. Da, dar, cum să zic, își folosesc acest atribut, cel puțin asta este impresia mea, mai mult cu caracter politic. Adică, când îi convine pe cine jură, nu spune nimic, dacă... Observația dumneavoastră. Da, asta este, dar chiar poate fi așa, mea. Dar faptul că introduce o stare de panică, că, de exemplu, cum ar fi această știre, cu antraxul la mare sau eu știu ce, păi... Alea au apărut și în niște publicații, da? Antraxul la vaci, la mare era holera. Da, acele publicații ar trebui chemate și întrebate, domnule, stai puțin, păi puteai să produci o nenorocire, intră lumea în depresie, se aruncă pe geam. Da, păi, da. Domnule, ne întoarcem imediat că o să comentați un... am văzut că sunteți nerăbdători să comentați povestea aceea cu seriul, cu generalul aia, seriei care nu știa făcut. Dar până atunci să îl rugăm pe domnul profesor Gurlui să ne explice... din experiența dumnealui că s-a urcat în mașină, ați mers 700 km până la mare, ați luat probe pe acolo, nu? Și sigur că, da, se vede că lumea este de foarte multe ori abătută sau cumva influențată de o serie de știri care sunt negative sau care poate din neatenție transmise pe varii canale nu ajung de cea mai bună calitate și oamenii sunt îngrijorați. Dacă vă referiți neapărat la un subiect și legat de ce s-a întâmplat în zona Mării Negre, eu am primit zeci, sute de mesaje de la oameni care erau foarte bine informați, adică nu înseamnă că nu aveau un grad de informare foarte bun, nu, dimpotrivă, dar m-a rugat pe mine ca și eu să le dau un punct de vedere legat de ceea ce este acolo, pentru că au fost foarte multe informații privind o poluare în zona respectivă cu potențial și microbiologic, cu, mă rog, probleme de ca urmare a prăbușirii acelui baraj. Ca urmare a acelui baraj prăbușit și a apei care a măturat în calea ei tot felul de toxine, asta a fost clar, așa s-a întâmplat, au fost revărsate în zona Mării Negre, în partea de nord și exista o șansă ca o parte din acești poluanți să ajungă și spre țărmul mării noastre. Dacă cumva era acolo și un focar de acest gen, cum ați enumerat anterior, de holer. Nu a fost un focar, au fost doar câteva puncte în care s-a descoperit o serie de, hai să spunem, de astfel de cazuri, dar punctuale, n-au fost cazuri de așa ceva, cu atât mai mult, nefiind acolo un focar, nu exista nicio șansă să ajungă la noi. Dar, dincolo de acesta, pentru că eu m-am dus la
anunțul constant și am făcut măsurătorile proprii, am făcut investigații dinspre sudul litoralului, dinspre Vama Veche și am luat pentru fiecare... Ce-ați luat tot, știu că... Toate stațiunile... V-am urmărit atunci. Năvodari și am mers vreo 100 de kilometri pe jos cu mașina cum am putut eu și am făcut niște investigații care nu țin decât de... Pe banii dumneavoastră, poți zice, da? Pe banii mei, da. Toți au fost pe banii mei. Și am făcut niște investigații și am arătat populației că nu este cazul de nicio îngrijorare, că apa mării este curată și este propice pentru a ne putea bucura de peisajul acesta și pentru că este perioada de concediu. Dar apa este foarte curată. În plus, față de tot ceea ce este aici, sau ceea ce am văzut, am constatat, să spunem, un element distinct. Partea de sud a litoralului pare ceva mai agreabil, adică apa ceva mai de calitate, chiar și temperatura încă mai mare. Deci o zonă, sau cel puțin așa a fost în perioada în care m-am deplasat. Dar tot litoralul nu avea nici o astfel de problemă și eu știu că parte dintre autorități măcar au făcut sau s-au mobilizat să facă mult mai des astfel de investigații de-a lungul țărmului Mării Negre ca să poată să liniștească populația, pentru că așa este normal să vii și să aduci argumente. Eu am deplasat acolo pentru prima dată că ați făcut lucrul ăsta, pentru că aminte argument suplimentar. Ați monitorizat și povestea aceea din Ucraina cu da, radiațiile. Da. Legat de ceea ce a spus de Zaporojie, poate că este momentul să o spun și acum. Sigur, sigur. Dată, pentru că sunt foarte, foarte multe știri care duc de foarte multe ori sau transmit, poate nu intenționat, dar așa ajunge până la urmă la populație o stare de acolo teamă. Acolo totuși e război, e o teamă în legătură cu ce se întâmplă acolo. Și ultimele... În război se poate întâmpla orice până la urmă, nu? Unui război, bineînțeles, de aceea o potențială, să spunem, muniție sau, știu, armament depus sau stocat în zona centrală, sigur că poate să nască orice scenariu. Dar, conform celor de acolo, conform agenției internaționale pentru agenția atomică, ei sunt o entitate neutră, cel puțin, și ei sunt prima sursă de informare față de ceea ce avem acolo în acel conflict, pentru că altfel, de o parte și de alta, pot să vină surse, pot să vină informații contradictorii pentru a-și apăra sau a câștiga un anumit interes în acel conflict. Deci e vorba de o sursă neutră și au spus că peste tot unde s-au deplasat în areaua centrale nu au văzut, cu ochiul liber cel puțin, niciun element care să reclame o muniție de acest gen care să pună în pericol un obiectiv sau altul al centralei. Aceasta este clar. Ceea ce este încă și mai important, totuși, rămâne un anumit risc acolo, și anume rezervele de apă care se diminuează dacă nu se găsesc alte soluții pentru a le, le suplini în timp. Pentru că acel bazin, da, și la acel dig, baraj care a fost... Mă rog, s-a fisurat atunci. Fisurat a creat niște probleme care sunt reale. Dincolo de imagini, dincolo de informații, dezinformări și așa mai departe. Da, acestea au sunt suferit tare. Oameni, așezările au fost inundate. Da. Eu țin legătura cu mai multe persoane din zona de sud a Ucrainei, cunosc zilnic ce se întâmplă în zona respectivă, sigur, dintr-o anumite surse și anumite informații ce îmi revin și cunosc mai multe lucruri. Sigur, în momentul de față, dacă este vorba să răspundem la chestiunea aceasta cu dezinformare, nu sunt probleme nici la Marea Neagră, nici la Marea Neagră în zona Ucrainei. Oamenii au devenit într-un mod, să spunem, normal de viață, se bălăcesc în apă, stau la plajă. Cine poate să stea la plajă, bineînțeles, ce rămas acolo familiilor. Deci apa este curată și la noi și acolo. Iar în zona Zaporojiei, deocamdată, lucrurile sunt echilibrate, zic eu. Da. Domnule, să ne întoarcem din nou la această problemă serioasă din ziua de astăzi, mai ales după apariția acestor rețele de socializare, și anume colportarea zvonurilor, a știrilor false, manipulării. Recent, din câte știm, s-a aprobat o lege, a apărut o lege, da, e și în vigoare chiar, cum că serviciile de informații pot să intervină, sigur, împreună cu autoritățile statului, pot interveni și să cerceteze aceste devieri de la o conduită corectă.
Lucrul ăsta, sigur, a incitat o dezbatere întreagă, da? Iarăși se pune în discuție acea libertate de exprimare, acea inviolabilitate a corespondenței, a conturilor de Facebook și așa mai departe. Da. Acum, serviciile de informație, ăsta e rolul lor, să cerceteze și de asta sunt plătite și asta trebuie să existe, să știe tot. Acum, da. Modul cum se face și cum intervine. Patrie și onoare, nu? Exact. Cum să zic, cei care trebuie să ia măsuri sunt într-un stat de drept structurile statului cu responsabilitatea respectivă. Justiție. Da, da, da. Acum, modul de implicare a serviciilor și rolul, mă rog, care li se dă public, nu știu dacă ăsta ar trebui să fie principalul dumnealor, cum să spun eu, obiectiv de vedetă pe ecrane, pentru că până la urmă nu-și mai pot face meseria cum trebuie dacă devin în această poliție, postură. Dacă devin poliția internetului, nu? Sau poliția, da. Facebook-ului, sau cum zicem. Deci, informații este normal, fiecare să culeagă, e normal să se informeze cât mai bine, pentru că informația este cea mai scumpă marfă la ora asta în civilizația noastră și cea mai valoroasă și cu implicațiile cele mai mari. Deci, este normal să fie. Acum, am văzut emisiunea aceea care spuneați dumneavoastră, am savurat-o, ca să spun așa, pentru noutățile pe care domnul acela din cadrul serviciului le-a arătat. M-a făcut să mă simt mândru, așa, era un fel de laud, așa, pentru ceea ce performanțele la care structurile noastre specializate au ajuns să lucreze. Dar acea emisiune a stârnit un val de controverse extraordinar de mare și care încă nu avea început. Mă uit chiar și la lideri de opinie din mass media, se trezesc și partidele, încep să comenteze anumite lucruri și... Dacă am văzut că se discuta despre anumite partide care ar putea beneficia, exact, despre... Exact. Nu știu dacă serviciile de informație în ultimii instanță trebuie să fie cei mai buni oratori sau cei mai buni, hai să spunem, utilizatori ai termenilor cu caracter politic sau mesaj public. Ei trebuie să transmită informația, asta spun. Și de acolo se puteau înțelege și anumite lucruri, pentru că s-a arătat ceea ce înseamnă posibilitățile de manipulare a populației prin anumite intervenții de anumită natură, de genul în care dumneavoastră au spus că în două săptămâni de zile, chiar dacă cineva nu dorește un anumit lucru, poate fi făcut prin mijloace informatice să facă exact opusul ceea ce el își dorește acum. Și o va face și cu plăcere, deci persoana pe două săptămâni ajunge să o facă și cu plăcere și cu... Da, într-un fel... O nuanță ezoterică. Da, într-un fel, dumneavoastră i-a confirmat o chestiune pe care eu am auzit-o acolo câțiva ani de zile, în care un startup din Israel spunea că gradul de predicție la care pot să ajungă datorită sau prin analiza informațiilor de pe internet pe care fiecare le lasă în mod spontan și nu neapărat cu o abundență foarte mare, pot să spună ce vei face tu mâine la ora 12, chiar dacă tu astăzi, dacă te întreabă ce îi să faci tu mâine, tu nu știi. Dar el știe cu un grad de certitudine foarte mare, de ordine 90%. Da. Ei, practic, mai mult decât să-ți facă profilul, exact, știi, ei, și practic, ce vei face. Practic, dumnealui a venit să confirme acum că și la noi, în țară, sunt tehnologiile astea. Ei, dumnealui a zis de două săptămâni, înseamnă că mai avem ceva de studiat pe domeniul ăsta. Cei de atunci spuneau că... Deci că ei știu, ei ar putea să afle, da, ce vom face noi peste două săptămâni. Exact, da, da, da. Israelienii spuneau că poți să spună în 24 de ore. Deci ce îți faci... Eu aș vrea să plec într-un, da, concediu, ei știu asta. Îmi dau și bani, oare? Nu știu dacă îți dau bani asta. poate ți-i induce să te duci să spargi o bancă. Se poate, pentru că tehnologiile ca să faci rost de bani. Deci pentru a pleca în excursie. La ora aceea spuneau că sunt doar 5 state din lume care dețineau acea tehnologie. N-au vrut să le enumereze, care ar fi statele acelea, a sugerat cam, sunt cei care își permit. Un fel de ion, cum e ion ăsta al nostru, nu? Numai că mult mai dezvoltați. Ion este altceva. Mai trăiește ion al nostru? Da, trăiește, dar se pare greu. Moare de dorul domnului ex-prim-ministru. Da, prim-ministru, da. Să știți că și ion puțin... Întrebarea era dacă se împacă bine cu Ciolacu acum. Da.
Întrebarea este de ce era nevoie de Ion? Și de ce trebuie să aibă, să zic eu, guvernul, o astfel de instrument în mâna lui, cu privilegii comparativ cu opoziția? De ce numai el trebuie să știe ce își dorește lumea, ca să poată să iasă în întâmpinare, în felul ăsta să-și poată perpetua puterea în defavoarea opoziției, care nu are aceleași instrumente? Poate Ion ăsta era mai bine dacă era la un partid. Finea fiecare partidul cu Ion, cu George, cu Vasile, fiecare cu Ionii lui și atunci știau ce să propună. Dar ca să spui că vrei să folosești un astfel de instrument pentru a-i cunoaște pe român, ce vor să facă? Și deja arată că tu ești acolo și nu știi ce vrei. Vrei să... Și deja când ai ajuns acolo, faptul că ai primit votul, tu trebuie să știi ce vrei, trebuie să ai program, trebuie să nu te duci acolo și te dezmeticești pe scaunul ăla și mai trebuie vreo 2 ani până înțelegi cum rulează lucrurile. Deci și aici comentabil, da, cu duș întors. Ei, după aceea, în acel discurs, v-am spus, a fost fascinant, mi-a plăcut, savuros din punct de vedere tehnic, au mai scăpat câteva nuanțe care țineau de sugerarea unui nou câmp tactic. Și am mai auzit de sintagma asta, câmpul tactic al serviciului noastră de informații, ar fi justiția, care a ieșit panorama care a ieșit, care a fost declarat neconstituțional. E, ia ca acum la ICC, în alta curte de casație și justiție, îi declarat 100% constituțional. Deci s-a schimbat orientarea. Chestia asta va fi un subiect care va fi pe masa liderilor și a liderilor politici și e bine să fie. Lumea trebuie să discearnă, să vadă ce poate să facă tehnologia și să fie folosită cu adevărat în interesul nostru, al tuturor. Deci să nu cumva ca cineva să dețină niște pârghii care să-i dea o putere absolută și să nu mai poți menții statul democratic. Pentru că în momentul în care cineva are putere absolută, nu există opoziție, avem de-a face cu dictatură. Da, domnul profesor, ce credeți? E bine ca autoritățile să ne protejeze de știrile neconvenabile? Acum, așa cum se vede, evoluția aceasta tehnologiei este una fabuloasă. Mă refer la partea aceasta de informatică, sau cum se numește, clamata digitalizare, pe care eu mă refer să o denumesc așa. E vorba de o creștere foarte mare a acestei inteligențe, numite artificiale, care evident că poate să îmbrace diferite aspecte. Evoluția este, încă o dată spun, fantastică. Am trecut de un punct de inflexiune unde nu știm ce se va produce mai departe, spre ce traiectorie vom merge. E clar că ar trebui să fie anumite autorități sau, să spunem, anumite instituții care trebuie să ne păzească sau cumva, nu știu dacă puteți să ne spună nouă, puteți să ne păzească, dar da, dar să ne păzească altfel decât ne păzeau cei înainte, da? Un umbrelă, pentru că independent de voința noastră, că știm, că nu știm, că avem o pregătire, că nu avem o pregătire, că putem cădea tentației să mergem pe anumite site-uri, pe alte site-uri, în sensul de a ne informa dintr-o sursă sau alta, această manipulare există. Nu numai la noi, există peste tot în lume și se profită. Manipulare, știți, poate spune mai frumos, persoasiune. Oricine face o persoasiune în dialog, în comunicare, îți lămurești interlocutor. Și dumneavoastră cu studenții, căutați să-i lămuriți, deveniți persuasiv. Deci să le transmiteți informația așa cum trebuie să o înțeleagă, ca ei să nu înțeleagă pe dos, să iasă altă, să zic eu... Da, dar când discutăm despre încercarea de a... fabuloase... Da, acum, legat de abuzul, încercarea de inoculare a unor minciuni drept adevăruri, a unor lucruri da, false. Nu, aici, asta ne deranjează, deci abuzul folosirii informației, da. De acum creează stres social. Niște lucruri la limita înțelegerii. De ce este această situație? Aș da un exemplu, mă scuzați ca să discutăm concret, aș da un exemplu. Toate poveștile astea legate de încălzirea globală, de fenomenele meteorologice extreme și așa mai departe, au devenit o țintă predilectă, ca să spunem așa, în ceea ce privește încercarea de a se crea o nouă situație de pericol sau situație de pericol, nu știu dacă nouă, pentru la nivel planetar. Și aici întrebarea se pune cât este exagerare, cât este manipulare și cât este adevăr.
Bun. Foarte. Da? Mi-a spus, ați făcut precizarea și îmi vine în completarea ceea ce voiam să spun eu. Noi trăim și o situație specială în ultimii ani. Și nu-i de 2-3 ani, e vorba de vreo aproape 30, de când a căzut Uniunea Sovietică. Noi trăim într-un război hibrid care se amplifică pas cu pas și forțele care sunt implicate apasă pe pedal. Deci, din ce în ce mai mult și atunci fiecare își vede interes. Eu văd această, să zic eu, acutizare, avalanșe astea de informații ca o rezultantă unei astfel de stări conflictuale la nivel global. După ce se vor liniști, de aia Domnul să fie cât mai repede și fără niște, să zic eu, efecte groaznice, o să vedeți că lumea se calmează iarăși. Iarăși vom trăi o perioadă de aia, pe anii 60, fericită până prin anii 80. Așa credeți? Așa cred, da. Deci, sunteți foarte optimist. Păi da, dar încă n-am ajuns la apogeul maxim a perioadei de conflict. Că, de exemplu, niște domni care parcă veghează situația planetară și că dețin niște secrete incredibile, mă refer la acel forum economic prezidat de domnul Klaus Schwab, vorbesc despre cu totul altceva. Eu m-am uitat în agenda lor, acolo se vorbește despre catastrofe climatice, despre distrugeri incredibile, despre crize alimentare, nu mai despre nenorociri. Deci odată, presiunea cu astfel de informații ține populația sub control. Practic, tu da, dar ei au acolo oameni de știință care susțin aceste... Într-un război, ce e mai important e să-ți demoralizezi dinamicul. Dacă ăla mai sunt doi oameni și luptă pe viață și pe moarte... Și păi ăla, forumul ăsta economic împotriva cui luptă? Împotriva noastră, tuturor? Deci forumul economic, el este un grup de oameni la nivel mondial care nu s-au declarat partid, nu sunt, să zic așa, o grupare, nu funcționează după regulile partidului. Un ONG, da, până la urmă. Da, nu e un ONG, e un grup, practic, de oameni care au o viziune asupra lumii și care îi zic că trebuie făcută resetare. Trebuie schimbate complet paradigmele, rapoartele și pentru treaba asta trebuie, ca să se ajungă acolo, procesul trebuie condus. Ca să conduci procesul, folosești toate instrumentele necesare de ghidare. Informații de genul ăsta poate să fie o stențilă de a conduce lucrurile la scopul dorit. Că sunt exact panica cu lucrurile rele, se pare că are efectul cel mai mare. Ce frumos ar fi fost să ne conducă, să zicem, cu lucruri paradisiace, așa, cu niște povești frumoase. Adică să ne spună, până în 2030 exact. O să aveți fiecare câte un avion personal. Exact. Acum, până în 2035 da. O să aveți fiecare... Da, o să fie așa de bine, ca în rai. Deci știți, cum rai. E raiul și cu iadul. Mie mi-ar fi plăcut o astfel de agendă, da? Nu da, agenda poate, aceea da, de... Exact, ei, nu știu, acum să zice că în ultimii 30 de ani cea mai mare evoluție în toate domeniile științifice, oricare ar fi și fizică și orice, este psihologia. Am auzit-o și eu de la, mă rog, oameni cu o viziune mai largă, în care psihologia a adus cele mai mari salturi în cunoștințe și în metode și în modul de a cunoaște ființa umană. Și cei care au luat, bănuiesc că discută cu specialiști, cei care iau deciziile astea, nu chiar discută cu unii cu cultură, doar cu cultură generală, au ajuns la niște concluzii privind eficiența metodelor și oamenii le folosesc. Domnul profesor, sunteți om de știință, da? Cum vedeți lucrurile astea? Cum le primiți? Emisiunea nu e dedicată categoric schimbărilor climatice, dar o să spun câteva lucruri. Sigur că natura evoluează și omul are o importanță în acest cadru și una negativă, o importanță negativă. Acum, aportul, o influență negativă. Mai mult sau mai puțin? În anumite zone mai mult, în altele mai puțin. Acum, și că lucrurile evoluează nu neapărat într-un scenariu foarte fericit, dar acest aspect este exploatat de foarte mulți, într-un mod total greșit și pedalând spre măsuri din acestea pompieristice greșite, mutând industrii, mutând foarte multe strategii economice. Aducând restricții. Și multe, multe altele. Tot fel de restricții. Că de fapt, fără a avea o bază științifică și fără a ajuta efectiv natura să își revină într-o anumită măsură,
Și temerea mea este că aceasta poate fi de asemenea un argument, din păcate, pentru a influența anumiți parametri din meteorologie sau din atmosferă, injectând vari aerosoli și așa mai departe, pentru a reduce temperatura și pentru așa mai departe. Deci asta se poate. Tehnologia permite asta la ora actuală, tehnologia nu? Nu cred că e un secret. Problema este că... Problema e dacă o fac și la ce scară o fac și cum o fac. E posibil să o facă, din păcate. Și cine o face? Că și dacă va fi așa, cine o face? Lucrurile poate. Pot să scape de sub... Hai să spun, dacă pot să spun control, că nici asta nu e corect. Dar nu știm ce efecte imprevizibile vor avea loc în atmosferă. Noi putem stârni foarte multe lucruri și putem face foarte mult rău, așa din optica noastră de a face cumva bine. Nu mi-e clar de ce și cum, și e clar că este un fenomen exploatat atât de mult și într-un sens rău. Asta este punctul meu de vedere. Da, se pare că această teorie a resetării nu e așa doar o chestie simplă, scoți din priză și pui înapoi ștecherul și calculatorul le pornește. Resetarea înseamnă eradicarea totală a tot ce înseamnă urmele societății industriale și crearea unei societăți post-industriale complet pe alte baze. Totuși, bazele ar fi trebuit să fie creionate cumva, să înțeleagă lumea că, de fapt, să merge spre o direcție bună. Când, într-adevăr, așa spunea și domn profesor, măsurile care se iau câteodată sunt... te intrigă, sunt intrigante relativ la efecte și zic, băi, dom'le, dar faceți mai mult rău cu asta. Înseamnă că rău este dorit, înseamnă că ștergerea, distrugerea este dorită pentru ca să facă resetarea. Ei, acum rămâne de văzut gradul de suportabilitate a cobailor, deci care vor trebui să parcurg acest drum. Poate cineva și-a făcut calcule și a zis că se poate controla procesul, poate au, cum zic eu, asuri în mânecă, aturi. De exemplu, dacă vin așa cu un element de domnul general de la SRE, nu l-a spus, dar sunt arme foarte eficiente electromagnetice pentru controlul comportamentului mulțimilor, la care degeaba iese lumea în stradă, degeaba se agită, degeaba se bat, îi poți controla foarte bine. Deci pleacă acasă în 5 minute. Păi deci și domnul Macron, de exemplu, nu a avut asta, că a zis ce probleme are acolo. Cine? În Franța. Nu pare acum, că ar fi fost folosite armele. O să vă spună oricine. Domnul general, știți, n-a spus-o. Dar, până la urmă, știți, nu tehnica este cea care este regele în tot ce înseamnă informația și tot ce înseamnă, până la urmă, și comportamentul social. Regele este omul, factorul uman. Cel care folosește tehnologia și dacă la domnul Macron eu am văzut că se bat jandarmii cu polițiștii, am văzut că se bat veteranii cu jandarmii. Acolo, deci cei care trebuie să folosească instrumentele astea de care vă spun eu, se bat între ei, deci de asta nu o să le folosească sau o să le folosească excesiv, rămâne de văzut. Deci lucrurile sunt, oricum cineva s-a decis să înceapă procesul, indiferent care sunt consecințele, și lucrurile merg înainte. Ce vreau să spun legat de oameni de știință, de exemplu, sunt peste 70 de premianți, deținători ai premiului Nobel, care și-au exprimat fățiși dezacordul privind încălzirea globală, această teorie filozofică. Nu zice nimeni că n-ar fi în anumite locuri sau nu există variații, turbulențe ale naturale care au fost... Dar nu la modul în care încearcă să ne se vândă, nu? Ca un brand, exact, ca un produs, exact, da. De fapt. Zeci de mii de oameni de știință, nu la nivel de premiul Nobel, care au semnat petiții în acest sens, care s-au adresat autorităților și a zis, domnule, gândiți-vă de două ori. Ei, lucrurile merg înainte, se face apel la acel sintagmă, instituții specializate au verificat și se dovedește un fake news. Ei, s-au dovedit că pe 2 ani erau așa de reale, că, da. Mă rog, asta e situația. Sau teoria conspirației. Da, sau teoria conspirației. E clar, la nivel decizional global s-au luat anumite decizii, în anumite direcții. Se pare că există o dihotomie sau așa, între opiniile la nivel global, pentru că lumea se împarte la ora asta, se împarte în sfere de influență, care să sperăm că nu o să ajungă atât de antagonice încât să durească să distrugă una pe altă. Da, să trecem și la alte subiecte care ne preocupă. Se aude că nu prea mai sunt bani pe la buget. Că, da, când a fost bani la buget. Da, dar acum se pune problema unei penurii. De câte am mai urmărit și eu știrile, am văzut că se pune în discuție această sistare
a voucherilor de vacanță la bugetari, da? O măsură care ar putea afecta multă, multă lume, foarte multă lume, apoi ridicarea din nou a unor taxe, cum ar fi TVA-ul pentru turism. Păi, scuzați-mă, turismul și așa e cum e, și așa prețurile sunt cum sunt, umflate, pentru că și oamenii ar trebui să trăiască la rândul lor și e inflație. Dacă noi le mai dăm în cap acum, ce-o fi? Adică noi, ei, da? Că ne dau și nouă în cap, practic, da? Bun, acum, legat de chestiunea asta, au ieșit reprezentanții noștri oficial, ministrul de finanțe, și a spus că noi putem bălti în această băltoacă, mă rog, a scutirilor de taxe. Se referea la degrevările de taxe care le-au anumite categorii profesionale. Pe constructori, pe agricultori. Aitiști, mă rog, da. Așa. Și că trebuie să se aplice și acolo, pentru că țara are nevoie de bani. Eu zic, adică îl investesc cu credibilitate în ceea ce spune, pentru că și aici ar trebui, de exemplu, dacă ar fi să analizăm informațiile, dacă s-ar dovedi, de exemplu, un an sau doi, un ministru a ieșit la televizor și a spus numai prostii și, cum se spune, în cunoștință de cauză, în sensul că, de fapt, a mințit. Păi, omul ăla ar trebui să meargă la pușcărie. Dar se pare că se face exces de aceste lucruri. Eu deocamdată... Ce spuneți de asta cu mințitul? Deci, deocamdată, deci investesc cu, cum spun eu, cu încredere afirmația că nu mai sunt bani și trebuie găsit o soluție și va trebui, asta este. Până la urmă, n-ai ce să faci. Trebuie să faci, să le mărești, ca să poți să supraviețuiești ca stat. Da. Să lăsăm și pe domnul profesor. Da. Completare. Eu cred că conjunctura asta europeană sau nu, mondială, în care suntem cu toții și legat de conflictul din Est și partea aceasta post-Covid, eu cred că toate acestea îți lasă urmele asupra bugetului nostru. Este imposibil să nu fie așa, pentru că există o criză generată măcar de aceste doi parametri. O criză mare. Și unde privim, vedem urmele acestea. Vedem spre partea de agricultură, se vede, să știu foarte bine cum sunt suferința celor care lucrează în agricultură și valorifică produsele agricole, să se știe, da? Dar toți banii cheltuiți în decursul anilor, dacă, numai presa a arătat, da. Bani cheltuiți aiurea, pe tot felul de prostii, pentru clientelă politică, pentru tot felul astea, deci mărești taxele la oamenii care muncesc, da, care creează plus valoare și te apuci și risipești în partea alaltă. Păi aia vii și spui, băi, nu vă mai, da, pentru că... Din câte știu eu... Pensiile speciale, toate poveștile astea care... Deci, țara, clar că merge cu frâna de mână trasă. Este așa? Discutăm despre o elită care risipește pentru confortul clientelei și tot ce mai este și până la urmă se îndreaptă când e vorba ceva împotriva celor la care trudesc. Când elita asta și-a făcut calcule cu clientela ei cu tot, reieșea că sunt niște bani. Planul de acasă nu s-a potrivit cu ăla din târg. Toată lumea spera că ne astupă miliardele de la PNRR. Și economia va putea susține, va putea să fie date salarii, da. Toată lumea va fi fericită. Dar uite că de la începutul anului, dacă întreb foarte mulți antreprenori care s-au reușit să se integreze cu proiecte în acest program, spun că de la 1 ianuarie nu prea s-a mai plătit nimic. Și că deja se întinde guma prea mult și oamenii nu mai știu cum să vă dau un mic exemplu. Am văzut chiar iarăși, au apărut niște știri că se negociază la sânge cu cei care vor asigura hrana, da, la parlamentari acolo, unde mănâncă ei la cantine. Și acolo și așa erau niște prețuri de bătaie de joc, să spunem, da, în raport cu... Adică un leu, o ciorbă și așa mai departe. Nu, aia stă bugetul țării. Aia este chestie de schimb. Eu vreau să dau un exemplu. Adică ce se întâmplă undeva unde sunt oameni cu venituri foarte mari, e de jenă așa ceva, da? Nu, ideea este o risipă foarte mare. Nu, ideea este și risipă, dar atunci când ești în lipsuri, trebuie să fii onest. Trebuie să fii... Păi asta nu e lipsă de onestitate. Pentru că dacă ieșim și ne uităm pe stradă și vedem și eu să fiu deputat, mi-ar crăpa să am 200 de milioane pe loc sau cât au ei, nici nu mă interesează, mi-ar crăpa o brazul de rușine să mă duc și să plătesc 10 lei să mă giftuiesc, da? În timp ce niște nenorociți de pensionari cu 1500 de lei pe lună pensie plătesc cât nu face marfa, scumpirile și inflația din, măcar de o brază, așa, adică simbolic ar trebui. Să treci de perioade de răstriște dacă nu ai onestitate.
Deci dacă noi... E numai un exemplu, nu că vorba noastră, nu că aici se duc banii bugetului, nu despre asta e vorba, e vorba de atitudine, nu până la urmă. Nu, da. Am văzut și investiții foarte mari sau care să vor a fi în vari sectoare care nu vreau să le numesc aici ca să nu fiu părtinitor, asta înseamnă că sunt bani. De fapt, se duc într-o parte în alta, bani foarte mulți și nu știu eu dacă noi... Adică nu să ne ajută cu ceva aceste investiții. Bun. De exemplu, pentru că tot am legat-o cu partea de investiții și cu un subiect pe care l-ați precizat că ați vrea să-l discutăm astăzi legat de Ucraina și circulația grânelor. Pentru că Rusia intenționează să închidă acordul ăla. De exemplu, România are programat o investiție de vreo 200 de milioane de euro privind infrastructura din portul Constanța, privind antrepozite și AMD, inclusiv modernizarea căilor ferate care fac legătura de mare viteză de data asta, care fac legătura cu căile ferate europene, pentru a crea aceste culoare. Deci banii se duc undeva. Sau teoretic ar trebui să ducă, sperăm. Deci și să finalizeze și să finalizeze de calitate. Mai e o întrebare. Cine va controla aceste lucruri? Pentru că, de exemplu, legat de circulația grânelor prin portul Marea Neagră, acum sunt foarte mari nemulțumiri, pentru că acolo nu controlează nici statul român, ci de fapt controlează antreprenori complet străini de statul român, care au apucat și au acaparat, să zic eu, sub o formă sau alta, din timp, zona respectivă și acum toate lucrurile sunt vămuite de ei. Nici în avantajul ucrainenilor, nici în avantajul românilor și sunt unii care iau și atunci te întrebă, da, stat român, tu ce faci? Deci noi toți punem umărul, susținem efortul, ajutăm. Că foarte bine ați adus vorba, am fost recent la Mamaia și eu ca și domnul profesor și am deschis ochii și noi ca, nu ca simt, da, fiind și o leacă de ziariști și de oameni de știință, da? Și am văzut și eu acea, nu știu cum să-i spun, grozăvie, acea lărgire a plajei, care, după părerea mea, eu sunt și geolog, am discutat și cu mai mulți geologi, acea lărgire s-a făcut sub pretextul opririi eroziunii. Este o prostie din punct de vedere științific. Este o prostie pentru că marea își face treaba în continuare. Da? Și acolo s-au băgat milioane de euro în această prostie. Nu? Un exemplu. Un exemplu de risipă și o distrugere, practică distrugere a unei stațiuni. Așa, pe imagine. Cine a decis lucrul ăsta? Cine au fost cei care au luat aceste decizii și au cheltuit acești bani? Nu știu, dar imaginez că au fost doar prin licitație. Da, bun, licitație. S-au făcut licitație. Tot ce știm este că s-a făcut cu niște antreprenori olandezi. Da, interesant. Dacă întrebi cei de la București, adică vedeți că și statul ăsta de drept interpretat aiurea. Dacă interpretezi pe ei de la București, spui că ei spun că nu-i treaba lor, dacă și că e treaba subsidiarității, adică aia de acolo au decis, că așa au gândit ei, că dacă își fac blocuri o să fie treaba mai bună și până la urmă nu știi unii responsabilitatea. Important e că o ești o chestie care s-ar putea să aibă efecte și o încep să le vadă lumea, să le presimtă că o să iasă rău și să vedem. Deci, cum a spus, ar trebui și un control, ar trebui cineva să vegheze, ar trebui să existe forme de dezbatere pentru anumite lucruri cu anumite amploare. Pe autoritățile sunt plătite, da? Să fie judecate la niveluri, să zic eu așa, dezbătute, transparent, când nouă ne lipsește foarte multă transparență în societatea noastră. Nu știu unde se duc banii. Corect. S-au împrumutat 50 de miliarde de euro în ultimii 2 ani, 3 ani de la pandemie. Absolut corect. Încă, unde sunt banii? Pe ce? Domnule, s-au dus acolo. Sunt programa să stea acolo. Păi spune, domnule, să știe lumea. Nu e nicio problemă. Lumea poate să meargă și la război dacă e nevoie. Dacă și e nevoie banii ăștia cu celebru PNR. Apropo de asta, știți că românii întrebați dacă s-ar duce să-și apere patria, 70% ne au declarat că da. Deci românii își apără patria. Nu e o problemă. Murim de foame. Dar să ne apărăm, dar să știm pentru ce. Da, deci în legătură cu povestea asta, da, am văzut cu toții ceea ce se întâmplă acolo, ceea ce se întâmplă în general cu aceste investiții. Noastră, eu v-aș întreba, dacă suntem oameni care ne preocupăm totuși de această transparență, ați văzut pe undeva cum se vor cheltui banii ăștia în PNRR, unde se duc, ce se întâmplă? Nu știu, vă pot spune așa, că foarte mulți bani... Se dă cont pentru ei? Ce știu eu, nu știu valori, să spunem, să le spun... cumulate, exacte, dar măcar relativ, lucrurile stau așa, că foarte multe coluri sau direcții din acest PNRR nu sunt absorbite banii sau proiectele, sau nu sunt suficiente proiecte și sunt descoperite. Nu s-a abordat. Conurile se reiau și se tot reiau. Asta nu s-a abordat. Însemn că fie au fost prost făcute, ceea ce este. Știu foarte bine de asta. Păi da, s-a văzut. Știu foarte bine, măcar în domeniul în care mă pricep,
sau oamenii n-au putut să le acceadă din vari motive, pentru că sunt făcute în așa manieră să greu să le accese. Știm dezbateri la momentul ăla și încăpățânarea unor care nu au vrut să asculte. Când s-a spus, lumea a comentat, dar asta este. Pentru că de regulă sunt pe proiect. Banii ăștia sunt pentru a face un proiect, e o competiție și odată trebuie să poți să accesi acolo și apoi trebuie să fii competitiv. E, de aici încolo e cutia Pandorei și suntem în România. În această perspectivă legată de absorbția fondurilor. Da. Nu mai deschidem un alt subiect, pentru că am fi avut subiectul acesta cu scandalul azilelor de bătrâni și cu așa, dar nu mai avem vreme aici. Trebuie să discutăm, doar aș vrea să le informez pe telespectatori că pot să citească în presă că și la nivelul județelor, de exemplu, s-au făcut controle, s-au dat amenzi, na... Ce e val, caval, așa aș spune și eu. Eu v-aș întreba, e posibil oare să se schimbe fundamental acest sistem care e vădit ticălos, chiar aș putea să-i spun, că ați văzut ce se întâmplă în spatele acelor ziduri? Pot să răspund? Da. Foarte scurt. Singura soluție pentru a rezolva această situație este stă în mâna educației. Deci populația noastră trebuie educată de la cel mai mic copil până la și cei mai... Dar până la educație, asta e chestie de decenii. Pe... E ceva de chestiune de decenii. Nu, până la educație, ce facem? Pentru că, până la urmă, lipsa de umanism a durut cel mai mult, da? Comportamentul animalic, a îngrijitorilor față de acei bătrâni. Poate mai puțin da, lipsul. Acela va rămâne câțiva ani bun de acum nu mai prin educație. Cum îi scoatem de acolo și unde îi ducem? Asta e întrebarea. Există un sistem, se poate crea un sistem paralel, ceva. Modul acesta la care s-a ajuns pentru că s-au făcut foarte ușor astfel de centre, doar pentru o semnătură și un angajament că mă angajez să fac. Asta a fost tot. Da, și s-au sifonat bani, probabil, cum vorbeam, da? Și în spate da? N-au fost controle. Așa investiții, da? Sau... Adică să fie organele statului să controleze peste tot. Dacă este vorba de partea medicală, dacă e vorba de partea socială, de partea psihologică, oamenii au nevoie de un... Exact, exact. Discutăm despre o corupție. Un ajutor de acest gen. Da. E foarte greu pentru oamenii în vârstă. Aici e foarte greu să lucrezi cu ei. Fiecare la el în... Simenții. Fiecare el în casă are grijă de casa aceea. Nu controlează, vadă dacă nu se ia foc ceva, dacă... Ei, ei în casa lor, a statului, ce au făcut ca să nu se întâmple lucrurile astea? Știți ce se întâmplă? Aici sunt două aspecte și trebuie să le spunem. Ne-am obișnuit cu controlul, cu statul polițienesc. Hai să-i spunem audit. Auditul înseamnă un control cu rolul de a te ajuta. Da, domnule, dar nu să spuneați de lipsa de educație. Păi lipsa de educație controlezi cu auditul sau cu o leacă de coerciție? Cu asta identifici punctele slabe, iei măsurile acolo unde trebuie și pedepsești, deci controlezi. Asta înseamnă muncă de teren. Trebuie și muncă de teren și determinare. Și trebuie fond de sindicat, pentru că trebuie să înlocuim... Și să nu închizi ochii, da? Fariseismul. Să iei plicul și să închizi ochii. Și asta mai întâmplă. Pentru că există foarte mult fariseism în toată această, mă rog, acțiune cu filantropia adevărată. Da. Trebuie să recunoaștem că asta e realitatea. Vă mulțumesc pentru prezența și la această emisiune, pentru faptul că ne-ați onorat prezența. Vă mulțumim așadar, stimați telespectatori, pentru faptul că ne-ați urmărit. Vă urăm un weekend plăcut și liniștit în continuare, poate mai răcoros. Și, sigur, ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Revedere! Numai bine!